Indiferent de profesia pe care o avem, fiecare dintre noi intră în contact cu domeniul finanțelor. În momentul în care ești plătit pentru ceea ce faci și folosești banii pentru a achiziționa bunuri sau servicii, intri în lumea finanțelor. Atunci când auzim termenul de educație financiară, majoritatea ne gândim la instrumente financiare complexe, precum acțiunile, obligațiunile, piețele derivate sau piața Forex. De fapt, educația financiară se referă la noțiunile de bază pe care fiecare dintre noi ar trebui să le aibă. Termeni precum administrarea veniturilor, prioritizarea și planificarea cheltuielilor, economisire și investiții nu ar trebui să lipsească din vocabularul tău. Educația financiară te învață cum funcționează banii, de unde provin, cum să îi administrezi eficient și cum să îi înmulțești investindu-i. Educația și planificarea financiară te ajută să răspunzi la întrebări precum cât cheltuiești și pe ce, cât trebuie să economisești, când, cât și dacă ar trebui să te îndatorezi și unde ar trebui să-ți investești economiile. Te-ai întrebat vreodată care este importanța educației financiare? În acest clip îți vom explica. Învățând diferența între nevoi și dorințe, înveți să prioritizezi cheltuielile și să economisești pentru achizițiile de mare valoare sau pentru obiectivele pe termen lung. O educație financiară sănătoasă te va ajuta să iei decizii financiare bine informate, să înțelegi cum funcționează produsele financiare și să faci diferența între varietatea de instrumente financiare pentru a putea alege soluția cea mai potrivită pentru nevoile tale. Având o educație financiară solidă, vei utiliza adecvat instrumentele de creditare, astfel încât să ai numai beneficii. Vei putea decide când să apelezi la creditare pentru satisfacerea nevoilor financiare și când economisirea este soluția optimă. Educația financiară te ajută să absorbi toate noțiunile de planificare financiară și să-ți organizezi finanțele și viitorul. Te ajută să alegi din multitudinea de opțiuni financiare complexe, atât în privința produselor de creditare, cât și a produselor de investiții și a riscurilor asociate. Piețele financiare evoluează și se dezvoltă într-un ritm accelerat. De aceea trebuie să fii bine informat pentru a putea alege cele mai bune soluții financiare pentru nevoile și obiectivele tale. Educația financiară contribuie la creșterea numărului de adulți cu un comportament financiar responsabil și are impact asupra evoluției economice a întregii societăți. Educația financiară îți dă posibilitatea să devii un adult responsabil și independent financiar. Oamenii cu un nivel de educație financiară crescută au șanse mai mari să aibă succes în viață. Odată cu evoluția tehnologiei, a evoluat și accesul la produsele financiare complexe. În prezent, poți accesa produse financiare fără să te prezinți la instituțiile ce le oferă. De aceea trebuie să fii sigur că înțelegi produsele pentru care optezi și să te asiguri că generațiile tinere, care au acces nelimitat la tehnologie, conștientizează importanța educației financiare. Deprinderile pe care le câștigăm în primii ani de viață nu se pierd niciodată. Atunci, de ce nu ți-ai educa copiii de mici să aibă o viață financiară sănătoasă? Așa cum îi educi să se comporte în societate, trebuie să le oferi și noțiunile de bază privind importanța banilor, astfel ajutându-i să aibă succes în viață. Familia este primul loc în care copiii aud vorbindu-se despre bani. De aceea este important să începi educația financiară a copilului tău în familie. Cultura generală a copilului tău este mai importantă decât educația lui financiară? Educația financiară copilului este în aceeași măsură importantă pentru ei, cum este spălatul pe dinți sau mâncatul sănătos. Atunci, de ce i-ai acorda mai puțin atenție decât celorlalte aspecte ale vieții lor? Doar pentru că tu ai fost educat altfel? Schimbarea începe cu tine. Înainte de a-i oferi copilului tău o educație financiară corectă, trebuie să te asiguri că tu ai noțiunile de bază pe care să le transmiți copiilor tăi. Într-o lume în care responsabilitatea financiară individuală crește și fiecare este răspunzător pentru propria stabilitate financiară și piețele financiare ne oferă produse financiare inovatoare și din ce în ce mai complexe, educația financiară este esențială. Așa cum este imposibil să ai succes în viața modernă fără să știi să scrii și să citești,
Tot așa este imposibil să ai succes în sistemul financiar complex de astăzi, fără să ai noțiunile financiare de bază bine însușite.